Salut! Sunteți pe canalul Betel Club și noi astăzi vom face o bătălie între slime-uri. Într-adevăr, prieteni, noi astăzi o să facem o bătălie între slime-uri. Și după cum vă dați seama, la noi astăzi o să fie bătălia între slime-ul de culoare verde și slime-ul de culoare roșu. După cum vedeți, și Beti s-a îmbrăcat potrivit, ea va face astăzi un slime de culoare verde. Eu am ales o bluziță așa, care un pic se potrivește cu culoarea roșie. Cea mai potrivită. Cea mai potrivită, o bluziță roșie nu mi-am găsit, dar cred că și asta e ok. Da, e destul. Și vrem să vă zicem că slime-urile noastre astăzi vor fi diferite, deoarece unele ingrediente, de exemplu cum este spuma de ras, nu am găsit-o doar în ambalaj roșu. Iar eu am cremă. Iar Betty, de exemplu, are cremă, adică slime-urile vor fi diferite în dependență de ce ingrediente am găsit noi de această culoare. Dar numărul de ingrediente sunt identice. Nu sunt identice. Nu sunt. Nici numărul de ingrediente nu sunt identice. Exact. Sunt aproximativ identice, dar noi ce am găsit, aceea am pus pe masă. Ce am găsit acasă. Ce n-am mai căutat. N-am mai căutat, da, prin oraș, dar dacă vă o să vă placă această provocare, noi o să căutăm. Noi o să mai căutăm și o să mai facem și cu alte culori. Și cel mai important este faptul că voi o să fiți cei care o să decideți învingătoarea. Adică eu o să pun aici sus pe ecran un sondaj și voi o să puteți să votați a cui slime s-a primit mai frumos. Sper că va fi al meu. Sau al lui Betty. Betty are speranțe. Betty are speranțe mari și să știți că astăzi va fi o luptă crâncenă între slime-uri. Noi cred că o să punem ingredientele pe rând, unul Betty, unul eu, dar lipiciul eu propun să-l punem amândouă concomitent, da? Da. Deoarece durează un pic mai mult până curge lipiciul. Hai, Betty, eu îți doresc succes în lupta noastră și totuși sper eu să înving. Deci mai succes. Păi poți să urez. Poate să fie egalitate, eu spun și egalitate. Păi, așa da? E cel mai bine. Că ambele slime-uri sunt frumoase. Dar stai că noi nu știm chiar a cui va fi mai frumos. Dacă o să se primească. Dacă o să se primească. Apropo, activatorul nu este inclus, deoarece el este transparent. Și uitați-vă, Betty, ce frumos deja toarnă lipiciul. Foarte drăguță culoare, Betty. Foarte drăguță. E așa un verde salată, mie asta mi-aduce aminte. Da. Nu salată, dar așa iarbă. Noi am luat totul de nuanța verde și nuanța roșietică, da? Da. Așa ca să fie mai frumos. Nu slime-ul, dar ăsta lipiciul este destul de consistent, însă nu e cel mai consistent pe care noi l-am avut. Da, Betty, cred că poți să-l lași pur și simplu să curgă. Pur și simplu, lăsa și el curge, da? Hai, Betty, ce ingredient îți alegi tu următorul? Decorațiuni. Hai. Ai reușit. Uh-huh. Și ce ai tu aici? Ai niște... Cum sunt paiete, astea? Paiete. Verzi. Hai scuturile, scuturile, gata! Eu o să iau aceleași decorațiuni, niște paghete roșii și să facem o ploiță din paiete. Și dacă ai observat, Betty, aici noi am avut paiete mai mari și micuțe, da? Da. Super! Aici, da. Glitter, da? Glitter. Gata, cred că ajunge. Da. Oricum e foarte mult. Eu nu știu dacă am glitter. Ai. Am și eu glitter. Ah, da. Hai să pun și eu glitter. Hai. Ajunge. Oricum mai bine se vede. Mai bine dă-le la o parte să nu te împurci. Nu ne împurcăm, că nu suntem noi așa de multe. Hai. O să pun niște mărgele. Pun. Cât o să pun? Pe toate. Pe toate? Pe toate.
Wow, ce de frumos! Și uitați-vă, prieteni, culorile sunt verzi, dar toate sunt diferite, da? De nuanțe diferite, super! Eu și tu ai mărgele? Eu am mărgele, dar eu am și niște clopoțele. La mine slime-ul va fi și zgomotos. Eu vreau să văd ce am rons. E super să nu curg ceva. Ce e acolo? Uitați-vă ce are de acolo. Mă, decorațiune, ai luat de dintr-un slime cumpărat. Da? Da. Așa era ea într-un slime. Hai să văd ce am și eu aici. Wow, cărcărițe! Eu am niște buburuțe, sau cum se mai zice, cărcărițe. Hai, 5 am tocmai aici. Pe toate, pe trebuia să le sucesc așa frumos, dar deja e târziu. Da. Eu vreau să văd ce mai tu. Ce ai tu aici? Bete are nisip kinetic de culoare verde. Hai, Bete. Super. Eu o să adaug niște geniale. Niște paiete mai uriașe. Să faci crunchy slime la tine. Wow! Ca ai și clopotei și decorațiuni. Da, ajunge. Hai, Bete. Astea le-am pus. Ce ai aici? Biluțe. Oh, ce drăguț. Super. Wow. Uitați-vă, parcă este mare. Da, cu nisip. Și astea sunt parcă, nu știu, ceva la mare, da? Bulele din aer, așa. Da, și... Și plante din astea, da? Da, alge. Alge. La mine sunt niște buburuze necate înlipiți și le mai punem și niște mărgele și ele se vor scufunda. Eu imaginez ce crunch o să fie la tine, la mama. La mine, da, o să fie mega crunch. Hai, Betty. Decorațiuni verzi. Ursuleți. Verde. Verde. Wow. Foarte efect. Efectul a fost wow. Și la mine sunt aceleași decorațiuni. Dar... Deja până m-ai ajutat tu? Te-am ajutat. Am deschis eu. Super. Eu am să... aici. Atent să nu fie și cu... Da! Păr verde trebuie. Vreau să văd ce am aici. Păi ai din asta spumă pentru baloane. Eu tot am. Hai să turnăm câte un pic. Stai, hai mama. Aici spuma e transparentă. Da, doar recipientele sunt colorate. Gata. Să nu strice slime. Să nu strice slime, da. Hai, Betty, tu ce mai ai? Cremă, oj, clay, o groază. Crema se pune când slime-ul e gata. Nu, pune acum. Poți să pui oricând. Oricând. Vreau când slime-ul. Păi nu, tu să uiți, punem acum ingredientul. Nu, că eu am pus, Betty, când nu slime-ul e gata, eu deja știu. Betty, Laura e expertă la noi. Da. Gata. Da, cremă nu prea multă trebuie, dar lasă. Dar trebuie târziu. Eu nu mi-am dat seama cât mă laudai că sunt expertă eu. Da. Laura savura... Da, momentul. Momentul. Iată, eu pun... Uitați-vă mie ce mi s-a nimerit, prieteni. Ce mi s-a nimerit? Iată, uitați-vă o chestie de asta. O, ce mare și scârboșică. N-ai cum să o rupi. Că e, sunt lipite. Oricum e dubioasă, poate nu scârboșică, dar dubioasă, clar. Până ai pus-o, Betty? Da, Betty a pus-o. O să vedem ce o să fie cu ea. O să vedem. Hai, Betty, ce mai ai tu? La Betty se cam termină ingredientele, la mine încă nu. Oho, dar lasă că și Betty mai are. Arată verde. Da, e verde. L-am scos pe tot. Iar arată rujul. L-am scos pe tot. Verde, super, verde, da. Verde, hai. Am de l-am scos pe tot aici. Da, bravo. Bravo. Oh, eu mai am foarte și eu am ruș, prieteni, care miroase a căpșuni, cred. Extraordinar de frumos a căpșuni. Ana miroase. Și îl punem... Pe al ăsta al mamei cu aromă. E cu aromă al meu. Sticluță! Da, era în formă de sticluță. Da, e în formă de sticluță asta. Și chiar dacă e rupt,
cu miroase. Și știți că se poate scoate capacul la acest ruj? Da, da, da. Da, da, super. Și torn, dar nu știu ce, nimic. Nimic. Da. Hai, Betty, hai că tu mai ai ingrediente. Sau nu mai O să pun clei cu biluțe, da? Sau fără? Fără. O să pun și cu biluțe, nu mai... Nu trebuie să arătăm un clei. Corect, că și așa... Tu ai mai puțin decât mama. Betty s-a concentrat maxim. Ajunge, Betty, lasă. Ajunge, ajunge, da. Ajunge, lasă-l până la atent acolo. Da, da. Acum eu o să pun un pic de colorant. Clash. Da. Dar nu mult, că și așa e. Și așa e pus mult. Și așa e mult? Ai pus mult, dar cred că o să fie extra roșu. Eu să colorez pe clei că nu se poate. Da. Eu nu recomand să pui multă ojă, Betty. Ojă strică, cred. Nu, mai mult ce lipește de mâini. Gata, gata, ajunge tar. Da, hai să pun și un pic de ojă. Eu o să colorez, știți ce? Ce? O să colorez biluța asta. Colorează gărgărița de aici. Eu nu, nu vreau gărgărița. Asta. Rujul poate. Ea se lipește. Rujul poate, mama. Nu, 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 eu asta vreau. Gata, oricum ai pus. Am pus, ai pus. Cel puțin la noi deja miroase. A ojă. Eu încă nu simt. Hai, cred că asta tot putem să le facem cu un concentrat. Da. Am mai obiluțe și nu pot. Nu pot. Te ajută, mami? Da. Da. Au, la mine ce bine ieșit. Wow. Wow. Eu de obicei rup puncile astea așa, da. Păi da, eu nu pot. Am înțeles, dar eu îți spun. Stai așa să facem. Hai, 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 să te murdăriești. Încordare maximă aici. Concentrare mai mult. Da. Hai, mai aveți ingrediente? Și gata, Betty? Da. Dar mama mai are? Mai are. Se pot? Da? Da? Nu, nu, nu. Nu mult, nu mult. Gata, gata, gata. O să fie extra verde al lui Betty. Extra verde. Al mama extra roșie, al Betty extra verde. Așa și trebuie. Da. Pentru că deja ai pus mâna pe ceva lipicios și e mai greu. Aaaa, ce perfect! Uite cum a ieșit la mine. Super! Și eu am ingredientul care sper că îmi va face ăsta, slime-ul în fluffy. Elena pune foarte mult. Bine. Pentru că ai foarte multe decorațiuni care sunt grele și fluffy este foarte moale. Am înțeles. Deci, prieteni, după cum vedeți, sigur vom obține una un slime roșu, alta un slime verde, dar să vedem la cine va fi mai frumos. Bătălia noastră continuă, Betty, adăugăm activator și începem amestecatul. Hai, tine cu linguriță. Deci, Betty, începem poate cea mai interesantă. Să facem slime-ul. Important să nu pun prea mult activator. Da. Gata. Laura, cum? Gata. Gata? Dar nu mă întreba pe mine că e de două ori am exagerat la așa celălalt. Gata. Așa e greu să te orientezi pentru că sunt multe, multe ingrediente și nu știi cum o să reacționezi toate. Mai ales că aveți și clei și... Stăruite, Betty, să amestici partea asta cu activator în lipici. Ce? Nu, eu totuși cu mâna. Da, ești curajoasă? Eu sunt curajoasă. Ai fost prea curajoasă? Mama a fost, cred, un pic prea curajoasă. Și să știți că inimioarele astea nu sunt cele mai plăcute când, la atingere? Când amestici mai ales. Trebuie să încerci steluțele. Steluțele sunt mai multe tipuri chiar de steluțe uriașe care sunt foarte, foarte tăietoare. Da. Și când amesteci slime-ul din toată inima, să uiți că slime-ul are steluțe. Da. Eu n-am steluțe. Tu nu, tu nu, nici nu ți-am fi dat. Alea mici sunt ok, alea nu fac nimic. Sunt inofensive. Exact. Dar cum trebuie să fii atent cu orice decorație. Da, eu mi-am găsit plantă. Planta, ce ciudat arată! Cred că o să fie un element foarte interesant. Eu cred că trebuie să pun mâna de părul la o parte.
să nu avem slime verde cu păr. Cu fundiță verde. Și cu fundiță. Și cu Betty verde. Hai, vede, dent. O, dar la Betty să știți că arată bine, bine. Bine? Și atât de verde. Foarte verde. E ciudat că v-ați îmbrăcat în culorile slime-urilor, pentru că pe fundalul vostru ele se pierd un pic. Dar oricum arată interesant. O să facem skin glow mai des. Ca să vedeți contrastul. Da, dar arată hai foarte că, bine. Cât ceva iese, nu știu, la mine încă e lipicios. La mine nu. La tine nu, dar la tine rămas încă tot lipici acolo. De-aia nu e lipicios. Să ia lipicios. Da, pe, așa îl faci mai mare. Eu nu aș adăuga. Nu? Pentru că are totuși, cum îi spune? Clay. Clay și clayul... Ups. Da, e posibil deja... să auzi multe din astea azi. E lipicios. E lipicios? Uitați-vă la mine. O, mama, bravo! Eu am Betty mai are niște treabă. Tot. Gata, și uitați-vă. Da, stai că se scade, Betty. Scurge pe masă. Mie îmi cad copuții, ți-i scurge încă slime-ul. Amistica, amistica. Deasupra la bol. Deasupra la bol, Betty, chiar ți-e scade, ți-e scurge încă. Adică la tine încă chiar mai trebuie amistica. Și uite pe mână. Hai. Da. Amistica. Poți? Da. Se pare că planta nu mai există. A dispărut undeva acolo în slime. Mai este. Slime-ul a înghițit-o. Am încărpărat aici, uite, uitați-vă. Te ajută mami cu amisticatul un pic? Nu, ești sigură? Păi e distractiv oricum. Totuși e bătălie. Uitați-vă. Ce bine a punctat Betty că totuși e bătălie aici. Da, da, și nu trebuie să ne ajutăm. Nu trebuie să ne ajutăm. Și hai că și Betty are puțină experiență. Da. Uite. Chiar mai multă. Deoarece ea foarte des a participat la așa provocări. Betty, ce frumos! Mega frumos. Și acum pe tot în bol. Pune-l în bol și mai incorporează ce mai ai. Că mai ai decorațiuni. Și uite aici de pe masă poți să iei o picătură. Hai, bine, dăm la o parte, da? Da. Hai să vedem, Betty, hai că începe până la urmă, când o să adevărat spuneți că sunt gata, atunci facem comparările, da? Da. La mine cad astea bucurile. Gărgărițele, dar arată foarte bine, ea arată? Wow! Wow, cât de frumos! Cât de găuri în slime! Stai că ești de verde, Betty! Ești de verde! Nu, când o să aveți mâinile curate! Wow, Betty, wow, Betty, wow, ne... wow, Betty, wow, wow. Betty cred că deja cam avansează în această luptă. Da. Că tu, mama, poți să faci așa, tu poți? Da, dar observați că la Betty de aici... Eu faci! Ești cu lingurițe! Eu un slime cu lingurițe! Noi n-am avut așa decorațiuni, Betty, să știi! Ia, liniște, vă rog! Vă rog, liniște! Liniște că se aude tare. Nați... Ia, liniște, chiar liniște să ascultăm. Nu. Ceva se aude. Eu cred că nu. Eu cred că clopoții, dacă îi puneam atunci când slime-ul era gata, ei nu se împleau cu lipici și ei erau zgomotoși. Dar eu i-am adăugat în lipici. Și probabil, dar așa și, sunt regulile să... Regulile e să adaugi tot, toate ingredientele. În această provocare, da. Dar să știți că uneori am mai adăugat clopoței după în slime. Oh, la Betty s-a rupt! La Betty s-a rupt! Și s-a decorațiuni în toată casa. Da. Avem o ploință de decorațiuni verzi. Poți să văd cum e tău? Da. Atent că al meu cam înțeapă, să știți. Așa, Betty, fă-i reclamă la slime-ul lui mama. Da. Miau, miau. Dar nu e
am filmat tot, da, avem dovezi. Acum arătăm fiecare slime. Arătați-le din calitățile așa, cele mai bune. Așa, se face așa frumos. Așa, și începe bătălia, hai. 1, 2, 3. La mine sigur că n-a ieșit ceva mega drăguț. Da, să știi că mie îmi place. Eu îmi slime ceva mai curge. Da? Dar are foarte și foarte multe decorațiuni. Și să știți că culorile lambele s-au primit foarte aprinse. Cel puțin Betty am obținut. Betty avansează, Betty avansează. Bravo, Betty, cu mama n-am putut să fac așa. Eu nu pot așa. Pot să încerc cu slime, să încerc eu cu slime-ul tău. Uau, dar la mama zici că e indistent. Pot? Da. Eu vă recomand să încercați să faceți floricele. Cum? Floricele. Așa, învârți? Eu nu prea... Ia că vezi, uite bubruză, bravo, cu două bubruze. Deci, prieteni, au cu slime mai frumos. Nu poți, nu. Nu, poate pentru că mama are spumă, nu știu. Totuși, un pic că am pus eu prea mult activator. Tu, la tine? Și tu vrei să mai pui? Da, și vreau să mai pun. La Betty prea mult activator, el pare foarte ok. Păi nu, și la mine și la Betty. Adică, totuși am exagerat cu activatorul, floricele eu nu prea pot să fac. Cum? Stai și iată, îmi cad bubuțe. Ți-aș arăta, dar nu pot acum. Da, iată așa, nu știu cum. Da, învârți ca pe o prăjitură, da. Da, iată așa. Ca și cum ai face? Iată, Betty faci. Super, Betty floricic. Dar la Betty deja degetele sunt și de slime roșu. Și de verde, și de roșu. Verde. Gata. Ce? Nu-i nimic. Asta decorațiunea ta. Da. Eu zic, prieteni, că voi deja cred că sunteți gata să votați cu slime-ul meu și să-mi dați multe, multe voturi. Vreau să zici al meu. Da, corect. Deci, prieteni, într-adevăr, asta a fost o glumă. Voi deja puteți să votați și cu slime-ul meu, și cu slime-ul lui Betty. Sondajul va fi aici sus. Doamne, ce amuzant! Ce-i asta? A făcut ca o dramă, da? Oricum, eu cred, dacă să zic părerea mea obiectivă, la Betty totuși s-a primit mai frumos și mai calitativ slime. Mai frumos? Mie mi se pare de frumusețe... De frumusețe al mama. Nu, mi se pare că ambele sunt frumoase. Nu știu, poate ambele sunt frumoase, dar al lui Betty face și beluțe. Ce sunt leonești? Da. Arată ca o pânză de păianjen. Pânză de păianjen. Iată, Betty s-a învățat astăzi să facă și rame din slime. Eu totuși astăzi aș da un vot lui Betty. Eu al tău. Da? Da, ce-a dat. Și a câștigat prietenia. Și a câștigat la noi prietenia. Asta după votul. O chitară am făcut. Dar să vedem ce vor vota și prietenii noștri. Deci, prieteni, așteptăm cu mare nerăbdare să vedem cine va câștiga ori eu, ori Betty, adică slime-ul meu sau al lui Betty. Eu am făcut o bară, uitați-mi! Dacă o să vă placă această provocare, dați-ne multe, multe like-uri și noi vom mai face această provocare atât pe canalul Betty Club, cât și pe canalul Laura Vrabie. Pa! Pa!